Un incendiu a izbucnit sâmbătă în jurul orei 18:30 în Dumbrava Nord, pe strada Limpiu Barbulovici, la un punct termic dezafectat din municipiul Zalău. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru a stinge focul și au scos materialele depozitate acolo pentru a preveni un nou incendiu. Pompierii fac cercetări pentru a afla cu exactitate cauzele care au dus la provocarea incendiului. Din fericire, nu au fost victime, doar pagube materiale. Doi da foc acum.